Doamne! Nu e bine. Și n-ar trebui să ne băgăm noi peste... Peste cine? Peste ruși? Să ajutăm pe Ucraina cu mâncare. Să-i primim pe aia, dar nu cu armele tale. Adică... Și nu le văd bine. Și așa a fost împotriva lor cu nemții pe vremuri. Al doilea mondial. Acum ce văd în România asta? Păi ei sunt mult mai înarmați. Că nu mai avem armată. Și când au venit... Cine, rușii? Americanii? Rușii poate să ne... Poți eu au armată bună. Sunt pensionaje mai bune și mie acolo cât un pic la... Ce ați lucrat dumneavoastră? Putem? Ce meserie ați avut? Ce meserie am avut? Da. Am lucrat pe șantiere, sanator. Sunteți membru PSD? Da. Deci, în tot timpul eu am votat cu PSD. Deci, vezi cum, da, cu cred că nu mai mai votați? Nu că trebuia să ne dea mai mult la pensie și trebuia să facă o diferență. Dom'le, nu mai pui la pensiile mari, care au 200-300 de milioane. Că sunt și pensii, dar că ziceau lui, a murit. Când m-am dus, dom'le, zic, păi să-l scuti și mie, că eu cu nevastă mea n-am nici 3.000 de lei cu nevastă. Iar 10 milioane, 17 milioane, pe 40. Să am și eu scutirile aia. Și lasă-mă cine are aia. Zic, am mult de aia. Citim și eu în ziar, ne uităm la televizor. Ce înseamnă 1 mai? Pădure, frumos, atmosferă, zi liberă, duminică. Ce sărbătoriți? Ce sărbătorim de 1 mai? Hai de zahără! Națională zi liberă. Adică 1 mai, românul bea, poartă bere, un mititel, relaxare. PSD! PSD? Poate mi-am chemat, date, mi-au luat un CNB-ul după mulțin, la PSD. Cine v-a întrebat? Și Zahana și partea, pe unde e PNL-ul. Și de unde ați venit aici? De unde sunteți? Mi-a luat după adresă. Cine v-a luat după adresă? Nu știu, așa, buletinul. Sărbătoare câmpenească. A fost mai bine ca în alți ani? Chiar foarte bine. Probabil că această perioadă de ședere, de stare în amorțeală, pandemia, cred că așa înseamnă și suful, revenirea la viață, revenirea, deci odată cu florirea, cu tot ceea ce înverzește, deci verdeața dă viață. Dar nu zic, nu e bine.
prea mare diferență. Eu am tras la șaibă. Vreau să fiu o pensie decentă. Să fiu Milo. La cine vă gândiți? La aur să votați? Cu aur votați? Vă place aur? Îmi place de ăsta, de Simeon ăsta, că e băgăreț. Și știe să și vorbească mai bine decât câțul de sute de ori. Să vă bucurați sufletul!